Echipele Horticultura lucrează la foc continuu pentru a păstra Timișoara verde și curată. Aceștia au avut ca prim obiectiv curățarea spațiilor verzi din proximitatea școlilor, locurilor de joacă, parcurilor, dar și în zona bulevardelor mari. Continuăm îngrijirea spațiilor verzi din oraș. Echipele partenere au ajuns cu cosirea ierbii în zonele Ghiroda, cetății Bucovina, iar terenurile au fost degajate de resturi vegetale și alte deșeuri pe străzile Ovidiu Balea, Grigore Alexandrescu și în zona Mircea cel Bătrân. Prioritate au avut, ca de obicei, școlile, parcurile, locurile de joacă și bulevardele mari, unde intervenim constant. Acțiunile de îngrijire vor continua și săptămâna viitoare, așa cum am făcut pe parcursul întregii veri, intensificând intervențiile în toate cartierele orașului. Împreună menținem timișoara verde și frumoasă, transmit reprezentanții Horticultura.